Nu, dar acum sunt deja pe Netflix, unde pot să mă uit liniștit la filmele Team Building și Taximetrist. Disponibile! Disponibile! 2D! Bună! Așa că, în aplauzele voastre, haideți să-i chemăm alături de noi pe Alex Dobrotă. În locul lui Geo Adrian avem o schimbare de moment. Uite-l aici pe Alex Dobrotă. Virgil Ciulin e alături de noi. Îl avem de asemenea pe conspiraționistul nostru de serviciu și anume Felix, care, după cum vedeți, s-a îmbrăcat frumos pentru acest eveniment. Și invitatul nostru special, multă gălăgie, multe aplauze pentru Adrian Nicolae, doamnelor și domnilor, aici alături de noi. Nu e dreaptă viața, mă. Poftim? Nu e dreaptă viața, n-ai văzut să aplaudă la Nicolae? Să aplaudă la Nicolae, păi altfel... Trebuie să știi publicul, tată. Gratis, Adrian Nicolae. Combinație mortală. Îți mulțumim foarte mult că ai acceptat invitația noastră. Cum preferi, Adi sau Adrian, ai vreo preferință? Domnul Nicolae, mi se Domnul Nicolae, mă scuzați. Domnul Nicolae, vă mulțumim foarte mult că sunteți aici alături de noi. Eu n-am apucat să vă întreb, cum sunteți pe știri? Urmăriți știrile de obicei? Sunteți pasionat de asta sau nu? Nu, urmăresc anumite știri care mă... îmi parvin prin social media, dar nu sunt un avid consumator de știri. Am înțeles. Ok, păi sper să nu... Și sper că se va vedea în seara asta. Da, păi nu-i problemă, că așa suntem toți. De-aia am zis să și facem emisiunea asta. De altfel și targetul nostru sunt oameni care nu urmăresc știri și atunci ar trebui să fim toți în elementul nostru. Cătălin Predoiu, care a fost ministrul justiției, acum o să fie ministrul de interne, a declarat că sunt școli pline de droguri. Vă spun eu în cunoștință de cauză, ceea ce sună foarte ominous, așa sună ca și când e dealer prin școli. Nu-mi dau seama exact. Dacă a făcut atâta research, nu face și el un tabel de unde luăm mai ieftin ceva? O lași așa. Adevărul e că atunci când se face topul liceelor, ar trebui să ai o dată ultima medie cu care se intre și cu cât se dă geu. Cred că ar trebui să ai mai multe motive. Mie mi-a spus un prieten, nu vreau să dau nume că să nu se insinueze, a fost aici invitat. Și mi-a spus că nu mai sunt droguri în cluburi. Ok. Micuțu a zis asta? Nu. Hai să nu am zis-o nume. Pentru algoritm. Nu, dar a fost aici la mai tânăr. Și a zis că nu mai sunt droguri în cluburi și acum aflăm unde sunt drogurile. Sunt în școli, frate. Vrei să aflăm unde sunt drogurile cu adevărat? Propun. Câți oameni de aici se droghează? Prin aplauze. Ei, sunt în școli. Am în școli. E clar sunt școli. Ce pioale crezi amăcitor. Am crezut că faci o premisă ca să desfaci că mă leagă. Nu, că mă leagă și fermoar și... Eu propun o rotativă și să se facă o rotativă între școli și cluburi. S-a rezolvat problema. Abia aștept să mă poate duc la școală. Drogurile din școli și oamenii din cluburi vor avea din nou droguri. Mirica, Mirica era, mă, Mirica. Mirica mi-a zis că nu mai sunt droguri în cluburi. Și la școală ăsta nu mai trece. Deci cred că trebuie să se lase de droguri. Asta e problema. Dar nu vi se pare că a fost șocat de această concluzie? Adică când a zis sunt școlile pline de droguri, vă spun în cunoștință ca și când acum am aflat. Ce dezamăgit o să fie când o să afle că în tramvaie sunt oameni care nu plătesc călătorii. Da. Ce se întâmplă? Nu. El doar a spus că e obiectivul mandatului lui. Asta, drogurile din școală. Dar formularea a fost școlile sunt pline de droguri, vă spun în cunoștință de cauză. Și nu este în optica mea să rămânem în această ipoteză. Bă, de temă. Nu știu pentru voi, dar pentru mine ministrul de interne este cel mai mare polițist. Asta e asocierea pe care o fac. Da. El nu e un om care... Da. Nu, are cea mai mare caschet. Băi, și el cui se adresa? Colegilor lui asta e. Și le spunea... Bă, să știți. Până acum a mers cum a mers... Dar nu este în optica mea să rămânem în această ipoteză. Dai seama cum au început toți polițiștii în toate secțiile. E belită! Eu cred că erau cu ce vrut să zică, cu aia e bine, e rău. Aveți grijă că nu e în optica omului să rămânem în această ipoteză. Să ieci omul ca acasă. Get your shit together. Da. Mie mi se pare și o replică foarte bună de agățat asta. Asta? Da. Auzi, noi ne-am futut? Nu, Adiță, de ce? Pentru că nu este în optica mea să rămânem în această ipoteză. Pam, wow! L-ai udat pe domnul ăla. L-ai udat la ochi.
Mulțumesc mult, Dobrogeu, pentru participare la această scenetă. Să mă de când aici am fost să zici de optică, al pula mea, tot eram în tensiune aici. Era când mă întreau. S-a umflat vena pe frunte. La un moment dat mi-am dat picior așa, a zis pe tine. Ai făcut un șer în stăun? Nu mai zice, să vezi că nu mai zice. Hai de seama, cred că Dobrota n-a fost atent deloc la ce s-a discutat în timp de 10 minute, era când o zice, când întreabă. Doar așteptam întrebarea asta. Aș uita că aveam și eu un club aici, dar am uitat-o. A mai declarat, printre alte rânduri, deși ne-au luat, ochii expresia asta, a declarat că polițiștii nu pot fi înlocuiți de drone, apropo de tehnologia care vine peste noi. Normal, nu pula mea. E super adevărat, că nu poți să ceri o brichetă unei drone. Da. N-ai văzut? Da, până... N-ai văzut drone analfabete, zăi seama, trebuie să... Da, o să ajungem și acolo, sunt sigur. Drone care puta transpirații. Care se pensionează la 45 de ani. Au durata mai mare. Drone care se zică, dar unde vă grăbeați așa? Plus că drona n-are degete să răsfoiască acolo ca să găsească banii de ai băgat în ți-l talon. Ți-l face franje. Îi dai talonul banii, ți-l face franje. În schimb, astea de nouă generație, dai ăla și o auzi. Le-au încorporate, da. Cu tot cu sound effects. Ah. Bă, asta că el știe, are informații precise pentru că el e tată, are doi copii. Așa. Un băiat și o fată. Da. Și dai seama ce snicii sunt ăștia cu aia. Cine mai are încredere în ei? Asta îmi dă încredere că pentru când o să am copil, o să fiu genul tată care merge la ședințele cu părinții. Nu o să fiu, nu o să semn cu tata. Mergem mai departe, intrăm așa niște știri de știință și tehnologie, cum ar veni. Wow. Și anume că Apple Vision Pro, nu știu dacă sunteți familiarizați, e o cașchetă, a fost lansată oficial după ani de dezvoltare, prețul e prohibitiv. 3.500 de euro costă o astfel de cască. Primul prototip îl are domnul Felix. Îl poartă chiar în acest moment. Ok, nu mă așteptam la aplauze. Ai grijă să nu-l spargi, că trebuie să returnăm. Bă, nu mai văd nimic. Așa, bun. Asta, chiar voiam să te întreb, ce vezi în momentul ăsta, Felix? Ce ai augmentat în realitatea ta? E, deci în afară de ceea ce evident că ai augmentat. Care știi că se scrie fără al doilea U după G. E augmentat, în fire. La ce mă uit acum? Simt că aveți discuțiile astea doar ca să mă simt eu prost. Deja nu te mai aud, Dobrota, că deja am intrat în... Știi că așa se lucrează acum. Da, cu... da, da. Desfaci un robinet, ce pula. Ca să dai click, ciupești. Ciupești o fată de fapt. Repoare calorifere virtuale, uite. Virgil, puneți pula acolo, ține-l mână. Nu, dar acum sunt deja pe Netflix, unde pot să mă uit liniștit la filmele Team Building și Taximetrist. Disponibile 2D. Până încă un an. Da, nu, e foarte fain. Bă, voi aveți bani de produsul ăsta care o să coste 3.500 de dolari? N-am în general, așa. Nici eu, și eu trebuie să pun deoparte, dar trebuie să-mi iau. Trebuie să-mi iau. Pentru mine e un preț prea mare pentru labă. Asta e. Zici? Da, câte utilități are căcatul ăla. Băi, gândește-te că poți să dai labă în avion, efectiv. O să fie oameni în avion, o să stai liniștit în avion și să fie cineva în avion, o să fie așa. Ah, cum te cheamă? Ah. Ce bună ești, ce da, poți să faci asta și fără să dai bani. Da. Cu stoardesa? Da. Eu o fac tot timpul. Stai, am mai văzut pe aici. Ce mai... bună ești. Vino cu ace. Ce credeți că faci acum? Da, stop. Ce credeți că faci? Arătați-ne pe el unde v-a atins. Ce credeți că fac acum? Verifică dacă e apa fierbinte. Yes! Da. Ai locuit în Bercen. Da. Da. Ani de zile. A few moments later. Astea sunt cele două metode. Nu știu de ce ai folosit. Acum toarme un copil, Ionis. Bă, nu e prima dată când se fute cineva cu mine în pat și nu-s eu. Nu e convingător? Nu prea. Nu se pricepe, cică, mă, Alexandre. Ia vină tu în cocină! Iată să-ți arăt, mă! Ia dă-mă casca jos! Efectiv, dacă făcea ciulina asta, putea să răspundă câte bordei, atâtea ochi.
Ce părere aveți despre această știre? Se pare că s-a făcut un studiu, cum se zice, da. Și zice că 4 miliarde de oameni în prezent trăiesc mai bine decât Ludovic al XIV-lea, ceea ce, în primul rând, normal că trăiesc, că ăsta da. Săracu a murit de mult, dar că e... De fapt, vreau să vă zic că cel, nu știu dacă ați citit articolul până la capăt. Eu, unul din cele mai ciudate articole pe care le-am citit în viața mea, zici că a fost scris de vărul retardat al lui ChatGPT. Adică, efectiv, e aberant total. E tradus de pe Fox News și pare făcut, e o conversație între doi copii de școală generală, așa, care zic, e paralelă făcută între dacă ai apă curentă în WC-ul, înseamnă că trăiești mai bine ca Ludovic. Asta e, cumva... Că ăsta nu avea baie la Versailles, cam asta e ideea. Asta e, deci cumva dacă ai WC-ul în casă trăiești mai bine decât Ludovic. Deci 50% din români nu trăiesc mai bine decât Ludovic. Asta, voiam să zic că părinții lui Virgil trăiesc exact ca Ludovic. Știu, pe vremea lui Ludovic am citit un articol că oamenii se ușurau pe holuri după perdele și în grădini. Da, ca în India acum. Ca în India. Păi de astea sunt 4 miliarde. Ar trebui să mergi la țară să zicem, dar trăim ca rege aici. Vreau să vă mai prezint o știre pe care am descoperit-o recent, și anume că un bărbat și-a înscenat moartea și apoi a fost adus la propria înmormântare de un elicopter. Eu am închis știrea îndată ce am aflat că ocupația lui era creator de conținut. Exact. Asta vreau să zic, e ceva mai trist decât un bărbat de 45 de ani să zică că e creator de conținut. Și apoi s-a mai și plâns că nu-l chemau rudele în vizită. Și că de-aia a făcut toată asta. Băi, și în pula mea, 45 de ani și faci TikTok-uri într-una. De ce te-aș chema în vizită? Da. Marși în morții mătii la muncă. Mi se pare că am zis când am închis. De acum să vezi ce o să-l cheme la toate alea. Sociopat în pula mea. Adevărul că dacă exista karma, când venea cu elicopterul, făcea un Kobe Bryant. Ar fi trebuit să... Asta era, că totul era aranjat. Groapă făcută, tot, oamenii care plâng. Da, era bine să trebuia doar să cadă elicopterul. E singurul context în care eu aș zbura cu elicopterul. Deci mie mi-e foarte frică de elicopter, dar sunt și obsedat de organizare. Și atunci aș ști că dacă se întâmplă ceva, bă, jos, deci... 40 de batiste cu bandă la în colț. Deci tu dacă mergi cu elicopterul de aici până la Brașov, faci traseul cimitirelor pe deasupra. Nu, nu m-aș încumeta decât dacă... Dar am mai văzut asta într-o reclamă la un supermarket german, cred, a fost acum vreo 5 ani. Un bătrân de Crăciun, pentru că era un timelapse ăsta, an de an nu îi se mai întorceau copiii acasă, într-un an le-a trimis la fiecare, unul era în Tokyo, era medic, unul era bucătar, ceva, că, bă, condoleanțe, a murit al bătrân. S-au întâlnit toți, au venit acasă părintească, îmbrăcați în doliu, și pe aia când au intrat ea pe ușă, era așa masa pregătită de Crăciun și a ieșit moșneagul de acolo că, uite că, familia, că altfel nu puteam să vă adun. Kaufland, pui la... Noul la 29, săptămâna spaniolă. Reclamă de Crăciun, mâncava și traumatizat și înfometat după reclama aia aici. Ce se întâmplă? Vă întreb pe voi, pentru că am făcut asta și în primele două episoade, dacă aveți cumva vreo știre care vă apasă, v-ați gândit la ea, nu știu, ați văzut-o recent, vi s-a părut interesantă, dacă vreți, puteți să o împărtășiți cu noi și ne dăm și noi cu părerea la prima audiție. Are cineva vreo știre la care, nu știu, pe care a văzut-o poate azi de dimineață? Sau în săptămâna asta care sau a trecut. Săptămâna asta... Orice știre vă vine în cap. Inventați dacă nu aveți. Spuneți ceva. Puteți să ne ziceți de la administrație. O luăm ușor. Mai e cineva? Orice știre. Asta e porțiunea mea favorită din show-ul vostru, mereu. Asta nu se vede pe ea. S-a terminat greva. E întrebare sau e afirmație? S-a terminat? Ah, ok. Hai, cu punct. Și știi ce s-a întâmplat? Ce au primit profesorii? Droguri. Droguri, da. Ah, okay. Mi s-au oferit droguri. Am înțeles, deci le-au îmbinat perfect. Ha, mă, înapoi la școală. Dar am senzația că oricum s-a terminat greva asta la fix când începe vacanța, nu? Adică a fost super șmecherie chestia asta de, bă, hai să terminăm greva. Nu, trebuie să închidem medile. Nu, e încă școală, da? E bacul, mă, se dă bacul. Lasă, nu, că astea sunt câțiva profesori. Păi au continuat, ăștia care te dau bacul n-au făcut greva. Ah, ok. Ca să dea bacul. Ah, ca să ia banii, ca să... Nu sacrifici o generație. Nu știu, n-a rămas nicio generație nesacrificată. Ești îmbrăcat și arăți ca toți oamenii care au criticat profesorii că au făcut grevă sau a ca să iei banul. Dar eu știu cum funcționează. Eu știu cum vin subiectele pe geam. Profesorul efectiv e lucru dracului, mă. Da. Mama a fost profesor. Așa.
Ce vârstă ai, poți să-mi spui? 34. Te duci la festivaluri de muzică în vara asta? Da, am fost. Ai fost și... Am fost la unul sau care a fost până acum. Mi-a ajuns. Dar oricum nu ți-ai luat bilete, bănesc, la celelalte și ai vrea să intri gratis la toate celelalte festivaluri. Gratis. Aha. La toate festivalurile de muzică din următorul an. Cum faci asta? Foarte simplu. O să porți acest pullover cu UNICEF. Acest pullover cu UNICEF te face să intri gratis oriunde. Pentru că nimeni nu o să te întrebe ce cauți aici, de frică că o să le cer bani pentru copiii de la sate. Foarte bine. Felicitări, ai câștigat acest pullover UNICEF. Care e fix mărimea ta, da, Felix. Da, e fix mărimea. Cu plăcere. Când Dumnezeu a vrut. Felicitări, aplauze pentru omul nostru care, reporterul nostru din teren. Hai mă, că a scos-o Felix până urmă. Nici poliția nu te oprește. Pălând de asta, acum poți să oprească oameni la romană, să le ceară semnături. Bă, decât să cer ca ăla 2 lei pentru să-mi iau o pâine, bam, ia-ți o mapă. Omul să-ți recomandă o mapă. Să-l fierbi, că e purtat. Da. Și să-l fierbi, dacă poți. Dacă poți să-l fierbi, dacă, că l-am purtat vreo 2 zile cât am lucrat. Să-l fierbi ciulin mereu cu soluțiile de dinaintea detergentului. Să-l dai într-un clocot. Dacă îl pui în clor, când se strică, te duci la râu cu celelalte haine ale tale, să vin și cu ăsta. De ce trag clocotele? Nu știu ăștia cum merge cu exagerat în comedie cu aia, nu știu. Nu? Și le bateți cu maiul acolo. Să-l apretezi. Bun. Deci am rezolvat și cu știință. Am rezolvat și cu problema profesorilor. Bă, orice te ajută să dormi noaptea, să mă apropi. Că pare că pentru tine ai zis, nu pentru noi. Pentru mine am zis. Hai că și asta a rezolvat. Hai, e bine, cu mama. Brio. Mergem mai departe, la știri cu adevărat importante, și anume că un bărbat a murit la 82 de ani fără să fi văzut vreodată o femeie. Asta e o știre mai breaking news, dar atâta nu putea să fie. Pentru că citești știrea asta și ești, bă, ce dracu, ce bărbat la 82 de ani a murit fără să fi văzut-o vreodată o femeie? Și pormă intri în știre și vezi că totul s-a întâmplat în 1850. Deci el a murit în 1938. Da. Ăsta e gradul de adaptare al lui Breaking News la vremurile moderne. Apelând și la istorie când vine vorba de știri din astea, deci importante. El era un călugăr, da. S-a născut, mama lui a murit la naștere și el, pentru că nu i se cunoștea tatăl, a fost abandonat pe treptele mănăstirii Athos. Marcelino îl chema. Da. Vorbea cu animalele. Asta e exact ăla care are un detaliu, că n-are legătură. O futuse pe aia mica lui... Băi, a dat mașina peste dar el. N-am văzut-o. Da, mă, ți-am povestit de prietenul meu, a dat mașina peste el pe autostrada sua. D-o futuse pe aia mica. Îl chema Marcelino. Nu, continuați. Și călugării l-au luat pe acest copil și l-au crescut și a murit 82 de ani mai târziu fără să fi văzut o femeie adevărată. Nici avion n-a văzut. Nici avion. Am înțeles. Dar parcă fără avion. am înțeles că nici filme n-a văzut, păi nici mașini, dar știa de existența lor. Știa, îi povestise... Da, e o poveste ca bunica mea, cineva, care n-a părăsit satul ei. Dar știe de existența chinezilor. Mereu când intru și vede știrea, ai dracu de chinez cât de mult sunt. Dar ea n-a părăsit satul. Eu îmi imaginez, ai informații. Deci, nu, cu siguranță a văzut femei nu în icoane. În icoane, da, desenate, da, da, clar. Chiar, dar alea nu sunt femei. Sunt chip cioplit. Nu, nu sunt chip cioplit. Icoanele nu sunt chip cioplit. Dezbatere teologică pentru care nu suntem pregătiți. Okay. Dar ce îmi imaginez este că toți ceilalți îl tachinau, ceilalți călugări. Băi, Marcelino, băi, ce fraier ești, mă, tu n-ai văzut niciodată femei. Bă, am văzut, mă, prostul. Eu-mi imagine. Da? Cum arată? Bă, sunt da, niște pături, bă, ele stau așa, bă, mă, gata. Eu atât am văzut să se rog. Da, mă, sunt alea așa, acoperite. Țin o biserică mică, așa, haide, nu mai știu. Știu, mă, am văzut. Își băgau pula între picioare, așa, ca Buffalo Bill. Uite, uite, femei, Marcelino. Nectarie, fugi. Lângă tine. Lasă-mă, mulți femei. Ce-am mai realizat eu odată cu știrea asta? Și nu mă gândisem niciodată la asta? Că... că Athos e Vaticanul Ortodoxilor, mă. V-ați gândit vreodată la asta? Eu sunt ortodox și am fost la Vatican, nu, dar la Athos nu. Ăla e... cum se zice, cel mai înalt loc de... Nu, Constantinopole era Vaticanul. Adică ce, Istanbul sau în ce da, te vorbești? Nu are nicio treabă, la-i turcesc. Deocamdată. Știi tu ceva, Nicolae? Ai văzut tu ceva pe strâmbări? Acum aflăm că de fapt era naționalist.
Dar față de Vatican, voi, e Vaticanul de pe Wish ăsta, e foarte low cost dacă ați văzut muntele Atos, adică mai merge pe cale și mai ia camera e, pe ăla. E acolo, mai spectaculos ca frumusețe naturală. Da, sunt niște trandafiri acolo, netunși sau chestii, dar oamenii aia macină cu multe chestii netunși. Oaie, e un munte, tu ți-ai făcut cultura de la poze, da? Deci, ce, da, sunt trandafiri. Cum ați definit muntele Atos? Mulți trandafiri, zero femei. Petriș. Stânga-dreapta trandafiri. Și detalii că sunt netunși. Sunt niște netunși Atos. De altfel, și cea mai importantă, cumva, mi se pare... Nu-mi place cum au curs știrile astea una după alta. Nu? Mie mi se pare că vin la fix. Se pare că practica masturbării a apărut la strămoșii oamenilor acum 40 de milioane de ani și a oferit un avantaj evolutiv. Asta am înțeles. Adică, nu ne masturbăm degeaba, masturbăm în scopuri evolutive. Ce i-a ajutat, ce susțin cercetătorii, este că masculii mai puțin puternici, care ca statut erau mai jos, da, au folosit masturbarea pentru a avea un mic avans, da, astfel încât actul sexual cu o femelă să fie foarte scurt, da, dar ei totuși să ejaculeze și să dea mai departe gena lor, pentru că un mascul mai slab ca statut, când un mascul mai sus ca statut îl prinde că începe să coțe o femelă, de la o parte. Da, da, stai. Nu știu, viață. Ce nu se regă cum o labă înainte de sex te ajută să-ți dai drum mai repede. Păi nu, el nu termină. E preludiu, mă. El începe, okay, el începe și la moment zice, acum așa am procreat. Deci sunt niște... Deci și aging-ul e puțin, nu? De acum 40 de milioane sunt de ani. Sunt niște lăbari inferiori care stau și așteaptă să treacă o femeie și o țin aici încălzită, știi? Când vine asta și nu e atent masculul feroce, bam, 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 dai repede. Mi s-a părut foarte amuzant că tu ai explicat foarte frumos Mosca la gace și ăsta a tradus. Deci e practic un lăpar că stă acolo cu pula. Bam, bam, bam. Scuze, eu și eu sunt încă un pic încălzit de la ochelari. Da, dar da, eu cred că lama a apărut când au apărut mâinile. Bun. Asta e concluzia mea la știrea asta. Pe mine ce mă jignește este că după 40 de milioane de ani de evoluție care ne pregătește să futem foarte scurt. Acum avem pretenții. Da. 40 de milioane de ani. Exact. Ne-am pregătit să futem super scurt. Da? Exact. Îmi pare rău, dar nu este în optica mea să rămânem în această ipoteză. Ba mai mult decât atât, aș vrea să fie cât se poate de clar că masturbarea și la femele există de 40 de milioane de ani. Deci nu e ca asta. Nu vă mai prostiți. Nu vă mai prostiți, te-am spus. Și doamna din rândul 2 a zis, nice. Egalitate cu aia. Singura chestie e că... Cu degetele alea musculoase. Iop, iop! Are six pack la fiecare falang. Ate! Hai, mai bem ceva? Ce lucrezi azi? Arătător. Arătător. Știi că caturile alea de făcut antebraț? Da, da, da. Asta e singura chestie care mi s-a mai părut interesantă la știre și anume că s-au făcut o felul de studii legate de evoluția masturbării la mascul. La femele, în schimb, nu cred că au reușit să le prindă în timpul actului suficient de des, astfel încât să poată să tragă concluzii. Deci, evolutiv, încă de acum 40 de milioane de ani, fetele, femelele au fost mult mai secretoase, mult mai atente, astfel încât să nu se vadă, să nu se prindă, să nu se știe, ceea ce mi s-a părut interesant de asemenea. Bine, și trăind în copaci, e mult mai simplu să fii secretoman. Da. Da. Era greu să le surprinzi. Pentru mine știrea e pozitivă, pentru că ne arată că cea mai veche meserie din lume nu este aceea de prostituată, ci este aceea de creator de conținut. Eu am citit doar titlul inițial. Mulțumim că te-ai acum pregătit. Am intrat pe Pornhub și după aia m-am întors. Atât am apucat. Acum mi-a explicat Adiț știrea. Am și folosit, mai bine. Da, 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 e foarte bine. Dar eu inițial mă gândeam că a oferit un avantaj. Mă gândeam că avantajul a fost că gen după labă te simți rușinat și hai să fac ceva, să ajut omenirea să evolueze, nu? Să inventezi chestii, să crezi... Nu? Deci și tu ca și el îți pui ceva ca să te ajute să treci. Da, da. Orice ca să eu de-aia fac labă, mă catalizează să fac lucruri. Păi după ce termin o labă, mă simt destul de prost cu mine, scriu două bucăți de stand-up, pula mea, nu știu.
Asta explică multe. Asta scrie mult să vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi în această excursie în tot felul de domenii. Am vorbit despre știință și tehnologie, am vorbit despre masturbare, am vorbit despre călugări bătrâni care n-au văzut femei, droguri în școli și așa mai departe. Sperăm că v-ați distrat și că v-ați simțit bine în această seară alături de voi. Au fost Felix, zis și Alex Ionita, hai să dăm ordine de aplauze. De asemenea, Virgil Ciulin a fost alături de noi. Alex Dobrota, care bine! N-a de multe știri și cât de bine se pricepe. Invitatul nostru în această seară a fost domnul Adrian Nicolae și mulțumim foarte mult că a fost aici. Eu sunt George Dumitru, seara în continuare, mulțumesc frumos, distracție plăcută, ceau, pa, pa.